Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din Farming Simulator 22. Ei bine, jupânilor, după cum puteți vedea, suntem pe mapa Dumești pentru FS22. O avem aici, în sfârșit, datorită lui Viso, cel care a creat-o pentru FS22 și a mai îmbunătățit-o față de cum era pentru FS19 și 17. Și da, aveți aici canalul lui unde puteți să-i dați un subscribe, bineînțeles, pentru că merită, a făcut o treabă foarte, foarte bună și eu așteptam de ceva timp mapa Dumnezeu și uite că a apărut până la urma urmei. Și da, o să vă prezint în episodul de astăzi să vedem ce îmbunătățiri, ce a adus noua mapă, îmbunătățiri, bineînțeles, datorită lui Viso. Acum, ia să vedem și noi să ne urcăm în papucul ăsta. Am zis să iau un papuc, să fie frumos, românesc, tot ce trebuie. Aici, bineînțeles, după cum știți, este ferma unde avem schimbată în spate aici doar via asta pe care o avem, din câte se vede. Și dacă vreți să vă faceți ferma aici, ar trebui să o scoateți. Acum, ia să mergem și noi. Să vă prezint în rest mapa, să vedeți cum e în totalitate. Da, în restul, bine, drumurile principale și toate cele sunt ca în Farming Simulator 19, din câte știți și voi. Haideți să o luăm în dreapta. Haideți să o luăm în dreapta să vedem care e treaba. Da, în Farming Simulator 19 avem tot la fel, bineînțeles, drumul, numai că aici sunt multe îmbunătățiri în FS22, deoarece avem și terenuri pe care le putem cumpăra pe bucăți, din câte se vede asta, sau tot terenul, ia uitați. Și multe terenuri mici aici, din câte vedeți, ia uitați, multe terenuri chiar foarte mici. Și e o treabă foarte interesantă, avem puncte de vânzare, ia uitați, aici pădure, aici tot felul de puncte de vânzare. Deci e o chestie interesantă și în ultimul rând o să vă prezint și ferma unde o să vă dea prima dată, unde o să aveți fermă. Și da, haideți acum să vă prezint mapa, bineînțeles. În FS22, bineînțeles, avem, cred că FPS-uri mai multe decât în Farming 19. Cred că am peste 80 de FPS-uri sau chiar peste 100 de FPS-uri, deci e foarte, foarte bine optimizată. E, mai sunt câte, văd, mai sunt câte un glitch, dar nu e o problemă mare. Bineînțeles că abia am intrat și eu pe hartă și probabil de asta mai sunt chestii de astea, dar nu e o mare problemă. Aici, după cum puteți vedea, este tot la fel ca în Farming 19, numai că podul este pus de mine ăla mare în Farming 19 și de aia este puțin schimbat. Aici nu mai sunt de atâtea tufe, atâtea tufișuri de alea. Bineînțeles, magazinul Nea Vasile pe stânga, după cum știți. Aici mai avem o cale ferată în față, care e puțin altfel. Ia să vedem, dăm și noi pe Jeep, papucul ăsta. Așa, e cam înălțată aia de la cale ferată, dar nu e o problemă mare. Aici, bineînțeles, avem complexul pe dreapta și magazinul pe stânga. Ia să vedem, uite, se deschid porțile frumos. Deci avem tot ce ne trebuie pe aici, prin zona asta. Ia uitați, bam! Aici, bineînțeles, drumul este tot la fel. Da, se încarcă încă harta, de aia am și poate câte un FPS-ul în minus. Se încarcă harta încă și da, dacă o să te joci mai mult pe ea, sigur. Ia, uitați ce a adus nou pe aici. A adus un mic punct de vânzare sau fabrică, ce e asta? Da, probabil. E o fabrică de lemne. Am înțeles, aici poți să vii să vinzi lemne. Oricum, este o fabrică pusă tot de el. Acum ia să vedem, să ne continuăm drumul. Să vă prezint și restul hărții, pentru că chiar ar vrea să fac o serie pe mapa asta, pentru că, bineînțeles, de când o aștept și chiar trebuie să fac o serie, pentru că e chiar fascinantă harta. Mie îmi place foarte mult din toate mapele, și din FS22 și din FS19 pe care am jucat. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut mapa Dumești, pentru că vă dați seama, mapa Dumești parcă te simți ca acasă, în largul tău când joci pe mapă. Nici o mapă nu mi-a plăcut mai mult decât Dumești. Am văzut multe, am încercat și poloneze și mape ungurești și mape
rusești, ucrainene și toată. Nu mi-a plăcut cum mi-a plăcut Dumești. Deci când am jucat eu prima dată pe Dumești, pe FS19, atunci am jucat eu prima dată, atunci mi-a atras cel mai mult atenția, pentru că am avut case românești, am avut porți, garduri, tot la fel, românești, de alea bătrânești, cum știm noi. Ulițe, bineînțeles, pietruite, frumos, adică o hartă cu de toate, să zic așa, că te simți ca acasă. Mai ales aici, în partea Moldovei, cam așa e pe la noi, pe la sat. Pe la sate, de fapt. Că, na, în partea asta Moldovei, cam chiar cam așa e, să zic, să vă zic sincer. Ia să o luăm noi pe aici, pe la stânga. Op! Ata, și să-i dăm pe drum direct. Și da, merge foarte, foarte blană o serie pe aici, așa că dacă vreți o serie cu harta Dumești din FS 22, nu uitați, lăsați acolo un mare, mare like. Să strângem la episodul ăsta peste 200 de like-uri. Ia uitați, și pe aici noi buncăre, noi baze. Deci o hartă incredibilă. Harta o aveți la el pe Discord, așa că aveți Discord-ul și în descriere. Să intrați pe Discord la el, pentru că el face și moduri gratuite. Face și moduri gratuite, dar să strângem și la el pe canal să ne strângem mai mulți. Ia să vedem. Pe aici, bineînțeles, este la deal pădurea, după cum o știți cu toții. Și ia să ne întoarcem noi pe aici. Și da, îmi place foarte mult că în FS 22 putem pune iarbă pe unde vrem, în FS 19 nu prea puteai să pui iarbă. Bine, puteai să pui iarbă, dar era mai mult verdeață și era decât gata tuns. Așa, aici putem pune iarbă peste tot. Ia uite, un pârâu acolo cât de frumos se vede. Ia să mergem puțin până la pârâu. În FS 19 nici nu știu dacă aveam, dar nu cred că aveam pârâu în FS 19 pe aici prin zonă. Aveam doar un șans, dar pârâu, apă nu știu să fie având pe aici. Oricum, este tare, tare de tot. Acum, ia să mergem și noi pe la primărie, să vedem pe acolo cum e treaba. Că, da, e foarte interesantă harta, mai ales pentru FS 22. Eu așteptam mult, nu mă gândeam înainte cu să apară harta Dumești pe FS 22. Așa că când am auzit că se lucrează la ea și o să fie publică curând, deci am fost foarte fericit, pentru că, na, vă dați seama. Eu așteptam de mult, eu cum mie îmi place să joc pe FS 19, numai pe harta Dumești, ați văzut și voi cum. Am așteptat și eu o grămadă și ați văzut și voi că până la urmă a apărut. Acum, ia uitați, asta e primăria, bineînțeles, o să-i facem noi modificări pe aici. Ia uitați, cu o grămadă de curte și pe aici. De fapt, nu are chiar atât de mare curtea, oricum, să eu fac eu dacă e. Ia să ne urcăm înapoi în papuc. Și să-i dăm blană, 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 să vedem unde să mergem noi acum. Mergem direct la benzinărie, să vedem pe acolo care e treaba. Pe partea aia, tot așa, pădure, tot acâmul, cum trebuie. Și da, eu sper că vă place, sper să vă placă mapa, pentru că e chiar uimitoare. Ia uitați-vă și voi. Și mai avem niște puncte de vânzare, niște fabrici, nu știu exact, că nu, asta e prima dată când joc și eu pe mapă. N-am mai jucat înainte pe mapă, așa că da, e chiar mișto, e chiar ca lumea. Au mai să vedem. Pe aici este nu, este casa unde, bineînțeles, ne putem salva, ne putem face fermă. Asta o știți și din seria noastră de Prahova Roleplay. O casă modernă, să zic așa. Aici, bineînțeles, avem aici tot ce ne trebuie. Ia uitați, bunker. Acolo vecinii. Acolo niște utilaje de început. Bineînțeles, pentru cine vrea să joace cu utilajele de început. Au pus la dispoziție și utilajele astea. Și da, totul e interesant pe aici. Ia uitați, combine, tractoare, tot. Pe aici este o treabă cu cartofi. Da, cu cartofi aici. Și da, e interesant mapa Dumești. Bine, în general FS 22, pentru că putem face mai multe lucruri decât pe FS 19 într-un fel. Și e mai o să fie mai interesantă seria, zic eu, decât pe FS 19. Acum mai rămâne decât să încep seria și să o urmăriți și voi, cu drag, bineînțeles. Am mai să mergem tot în față, pentru că aici am înțeles că e ceva nou. Ia să vedem noi ce este nou pe aici pe mapa Dumești.
Aici avem tot la fel, cred că, ia uitați, pe dreapta, bineînțeles, sonda pe care o știți, cred că cu toții, sondă sau ce-o fi aia, acolo niște depozite, uite, fabrică, bă, dar ce mare e fabrica asta, cât de mare poate să fie fabrica asta. Și aici, din câte am înțeles, cred că e o gară, nu? Da, cred că e o gară pe aici, ia uitați, bă, ce mare e fabrica asta. Aici cred că putem vinde, cred că tot niște cereale, nu? Ori cereale, ori ceva de genul. Ia să vedem noi, că nu m-am uitat. Ia să vedem noi, pe aici, pe aici ce-o fi. Aici e gara. Oițe, pășune de vaci și tot așa. Aveți o grămadă de puncte de vânzare. Chiar foarte multe. Da, aici e tot la fel, un punct de vânzare. Să vizităm, să vedem care e treaba. Da. E cam tot la fel, numai că s-au pus câteva puncte de vânzare. Aici putem pune să vindem baloți, cred că, ia să vedem, că nu m-am uitat atent. Da, deci acolo putem vinde fân sau iarbă sau, cred că baloții cu totul, mă gândesc. Da, păi cam asta e cu harta Dumești. Cred că v-am prezentat-o în mare parte. Bineînțeles, ca să o vedeți în totalitate, pentru că o să vedem cum o să mai modificăm noi, bineînțeles. Deocamdată mapa e foarte, foarte bine făcută. Și ia pe aici ce mai avem, că pe aici n-am fost. O să vedeți, bineînțeles, dacă o să-mi urmăriți seria, pentru că o să facem o serie incredibilă pe mapa asta Dumești. Și o să facem, să zic așa, cea mai faină serie pe care ați văzut-o pe YouTube-ul românesc de roleplay pe Farming Simulator 22. Cea mai interesantă serie la mine pe canal o să vedeți, așa că stați aproape, pentru că curând o să începem seria de Farming Simulator 22 pe mapa Dumești. Așa că pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.